Domnule primar, iată, astăzi a avut loc recepția Căminului Cultural și a Centrului After School. Spuneți-ne din ce proiect fac parte aceste două obiective și pe ce perioadă se derulează. În primul rând, bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Vreau să vă spun că aceste două obiective fac parte dintr-un proiect mai amplu, un proiect care l-am câștigat pe măsura 3.2.2. Este un proiect în valoare de 2 milioane jumate de euro fără TVA. Un proiect care în final a scos comuna la lumină. El cuprinde, în afară de Căminul Cultural, care este o investiție în valoare de 10 miliarde, vreo 200, un cămin care este dotat cu mobilier, dotat cu instrumente muzicale, dotat cu costume populare, în interiorul cărora am adunat multe suflete, vreo 86 la număr de copii, care să introduși într-un proiect cultural de mare anvergură. Avem deja o orchestră formată din 21 de copii, orchestru cu care ne mândrim și la care am muncit foarte mult. Am ajuns până la nivel județean cu această orchestră. Sperăm să ajungem și la nivel național și internațional. Chiar am visuri mari pentru acești copii, pentru că ei n-au avut vacanță, au muncit non-stop la formarea acestei orchestre. Am grupuri de dansatori, grupuri vocale, deci Căminul Cultural pentru Ivești a fost necesar ca apa, pot să spun. Referitor la Centrul After School, Centrul After School ne-a trebuit pentru că mulți părinți sunt plecați în străinătate, iar copiii sunt lăsați în grija părinților, bunicilor. Bunicii ori au timp să ocupe de educația lor, ori nu. Noi ne-am propus, împreună cu Consiliul de Administrație a Școlii, cu părinții, să facem niște activități în așa fel încât să venim în ajutorul copilului. Ne-am gândit la ore după ore, ne-am gândit la niște activități de sculptură, de pictură, pentru că sunt convins că în comună găsim talente și găsim oameni și copii care vor ajunge pe culmile cele mai înalte. N-ați întâmplat greutăți în ceea ce privește personalul care ajută la instruirea acestor elevi? Personalul care instruiesc acești elevi, am fost cu ochii pe ei de 2-3 ani acum. Din discuții în discuții am ajuns să aducem cel mai bun director de cămin. Mă mândresc cu domnul George Forcos Paladi. Este un om care în orice comună, la sărbătoarea satului, a fost și a cântat. Este un om cu experiență, un om care în câteva luni a făcut deja 2-3 grupuri folclorice și o echipă de dansatori. Avem pe domnul profesor Spătaru Aurel, un om cu experiență, un om care a făcut multe orchestre la viața lui. Chiar am rămas profund emoționat când am văzut că după 2 luni de activitate începeau să scârții vioarele frumos, începeau să întindă acordeoanele armonios. Un om care știe să cânte la orice instrument ne-a ajutat de a putut ajunge aici. Vorbiți-ne un puțin despre măsura 3.2.2. Ce mai include, Ce obiective mai include această măsură? În această măsură mai avem 10 km de asfaltare. Suntem la 90% din investiții. Ce mai avem de făcut? Mai avem de făcut șanțurile și acostamentele. Aproape 36 de ulițe au fost asfaltate, din totalul de 45-46. Celelalte rămân în acest mandat să vedem. Dacă nu prindem un proiect cu asfaltare, poate le betonăm, trebuie să scoatem toată populația la suprafață, la lumină. Mă gândesc că am lucrat veterinar 8-10 ani înainte în comună. Toate ulițele erau pline de noroi. Băgai o cesnă, scoteai. Era impracticabil și pentru căruț. Iar astăzi, toți copiii sunt cu roli, toți copiii sunt cu biciclete. La lumina becurilor seara, sunt ca niște fruturași. Pe toate ulițele. Când se va finaliza acest proiect? Acest proiect ne-am propus în luna lui noiembrie să fie finalizat, să avem și ultima tranșă de plată. Plata la acest proiect s-a derulat în 3 tranșe. 2 sunt rezolvate, acum mai avem ultima tranșă. Tot în cadrul acestui proiect avem și un buldoi excavator achiziționat la o valoare de 3 miliarde și vreo 600. Ne-a fost de mare folos asta iarnă, cel puțin ținând cont de zăpezile care au fost. Am dezăpezit toate ulițele.
Inclusiv am ajutat pe drumul județean pentru a ține legătura cu drumul național și cu drumurile județene. Centrul After School de asemenea este dotat cu mobilier, cu calculatoare. Încă nu erau montate, vorbeam să se... Da, nu erau montate. Astăzi am făcut recepția de a văzut exact cum sunt pereții, structurile, cum sunt făcute lucrările. După aia, astăzi, după masă, deja mutăm mobilierul. De mâine dimineața am dat căminul cultural în primirii domnului director. Centrul After School, deocamdată să aștept de la părinți și să ne facem un plan bine bătut în cuie, să vedem ce le trebuie iveștenilor. Spuneți-ne, odată cu finalizarea acestui proiect, ce le-ar mai trebui oamenilor? De ce investiții ar mai fi nevoie aici în Ivești? Următoarea investiție care e de aceeași valoare și însemnătate este Ordonanța 7. Ordonanța 7 este compusă din alimentare, apă, poduri și podețe. Alimentarea cu apă de la Ivești vreau să finalizez în luna lui octombrie. Avem deja 3 puțuri forate la o adâncime de 125 de metri. Unul dintre puțuri este dat în folosință pe partea de răsărită a satului. Satul este format din două părți, partea de est și de vest, despărțită de râul Tutova pe mijloc. Partea de răsărit, deja avem un puț care funcționează și acoperim necesarul de apă. Iar partea de vest sunt două puțuri forate la 125 metri. Bazinul avem, instalația de 10 km o avem deja făcută cu cămini, cu hidranți. Trebuie să mai facem decât camera puțurilor și pompele. Așa spun că la sfârșitul octombrie, jumătatea lui noiembrie, cel târziu, constructorul, chiar astăzi l-am întrebat, ne-a promis că vom avea în folosință și acest obiectiv. Cum ați făcut față secetei din acest an? Ați fost afectat, eu știu, au secat fântânile sau... Nu. La Ivești să știți că seceta n-a resimțit-o decât pe câmpul agricol. În interiorul satului avem 321 de fântâni care au fost suficiente pentru populație și pentru animale. Râul Tutova nu a secat, așa că animalele au avut de unde să bea apă. Am suplimentat cu puțul ăsta forat, care socotim la 8 tone de apă pe oră, din 24 de ore. Deci multe tone de apă au fost zilnic pompate în bazini, de unde au avut pentru oamenii să consume și să dea și la animale. Domnule primar, în încheiere, spuneți-ne, care sunt problemele cele mai importante cu care vă confruntați? Problemele cele mai importante ar fi lipsa banilor. La fiecare primărie, nu cred că e treaba în roz, toate primăriile suferind de aceeași boală, banul. Dar câți de mulți bani ar fi dacă noi îi folosim cu chipzuință, să știți că nu ducem niciunde. Cea mai mare problemă care ar mai fi pe raza comunii ar fi aducțiunea de gaz, metan. Este păcat, avem o magistrală aici la 3 km jumate cu gaz. Este păcat ca în mandatul ăsta să nu mă zbat să aduc gazul la Ivești. Avem depus un proiect cu canalizare, stații de epurare la Ministerul Mediului și Pădurilor. Am înțeles că este în evaluare. Ne este foarte necesar, deoarece avem peste 800 de abonați din cei 1160 de case. Deci 800 de case sunt care se vor acorda la apă și vom folosi apă. Fără deversarea apelor într-o stație de epurare, o să ajungem să avem o apă poluată cu nitrit și nitrați la comună. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult și vă mulțumesc și eu și vă mai așteptăm.